Am văzut mai devreme un material din Casa Fetelor cu acestea care discutau despre băieți, despre alegerile făcute în gală, fiecare în spatele cui s-a așezat și am observat că mai multe fete sunt nemulțumite de faptul că nu au simțit acea chimie din prima, că nu s-au îndrăgostit din prima, cum spunea și Bogdana. E clar că nu este vina nici a lor și nici a băieților, dar totuși eu zic că este mult prea devreme pentru a se pronunța. Pentru că nici nu s-au cunoscut. S-au văzut în live preț de câteva minute și cam atât. Foarte puține persoane care au format un cuplu din prima sau au simțit acea chimie, au și rămas împreună. Într-adevăr, mi-aduc aminte de Sabrina și Dima din sezonul trecut, că așa s-a întâmplat la ei, s-au văzut prin pauzele de publicitate câteva minute și și-au dat seama că sunt unul pentru celălalt, dar e nevoie să se cunoască, să petreacă mai mult timp împreună și în afara live-ului și cred că se cam pripesc fetele. Am auzit-o și pe Bianca spunând că nu e niciunul pentru ea este timp fetelor și după experiența sezonelor trecute eu zic că primele cupluri se vor contura în cadrul petrecerilor din weekenduri